Cam așa arată strada de hotar între municipiul București, capitala României, și orașul Bragadiru din județul Ilfov. Merg exact pe graniță. Nu-i mare diferență de civilizație, și de o parte și de alta. Oamenii construiesc, unii cimitire și biserici, că e business reușit, alții tot felul de hale. Dar deocamdată domenă buruianul, bălăriile, și vedem că autoritățile nu fac nimic din infrastructura necesară civilizației. Nici tu drum, nici tu canalizație, nici tu apă, gaz, curent electric. Acolo e Bragadiru, din coace e Ghencea. Să vezi după ploaie cum e. Băltoace pe care nu le poți trece. Am filmat vreo 2 ani în urmă. Nu s-a schimbat nimic, decât dacă iese soarele, susucă băltoacele și se transformă în praf. Halal, primar de sector 5-6, halal, primărie generală, halal, primar de Bragadiru. Și așa mult timp cred că va fi loc de stocare a deșeurilor aici și de refugiu pentru declasații societății. Încă se mai circulă cu căruța pe aici. Dacă vei cu mașina, riști să prinzi vreun cui, vreun ciop de sticlă, vreo piatră mai ascuțită. Uite așa. Sau oricum distruge suspensiile. Se duc să mai scocerească în gunoi, probabil. Fac muncă utilă, reciclează. Că ăștia îmbuibații aruncă tot, orice. S-au plictisit, s-a ponosit un pic, aruncă. Oamenii mai folosesc, aleg metal, plastic, lemn. Îi mai dau o viață. Strada ametistului, safirului, nu știu cum se mai numesc cele perpendiculare din Bragadiru. Da, asta dintre două orașe, nu știu exact cum se numește, dar arată jalnic. Aici ieșim la șoseaua Alexandrie, care duce la Bragadiru, Cornetu. Și
și în sfârșit dăm de asfalt. Revenim la civilizație. Diamantul strada. Iar asta zice că se numește a gladiolelor. Poate să fie. Numai gladiole n-am văzut. Și drumul Crăițelor. Na. La București se numește drumul Crăițelor, iar la Bragadirul e al gladiolelor. Și din nou căruțe. Cam atât. Sper că v-am lămurit.